să poată să meargă la școală. Păi, prin clasa a patra, vedeam cu băieții tot joacă fotbal și am zis că să apuc și eu. Și am prins și eu locul de atacant și apoi de fundaș și am început să joc fotbal. Băieții s-au obișnuit atunci cu mine, în clasa a cincea la fel și tot așa. Unde joci acum? Păi, la sala de sport. Și cam cât timp pe săptămână alogi? 2 ore pe săptămână. Spune-ne cum este să joci împotriva băieților. Greu. Greu? De ce? Greu, pentru că zice că fac în joc, băieți așa cu bădă. Păi da, dacă asta e pasiunea ei, da. Și a văzut primarul ăsta, e, tu nu știi să joci fotbal. Ba da, uite că știu. Și când am văzut că știu să joc fotbal, nu mai zic nimic. Sunt gata, ideea noastră. Da, când ies de la școală, mănânc, vin acasă, sau puțin și mă apuc de învățat, pentru a doua zi, temi. Dar antrenamentul preferat e matematica. Pentru că îi depinde și de dirigente sau de profesorii din fața ta, cum îți explică, cum noi. Și mă obișnuiesc cu matematica și asta materia îmi place. Păi, dacă o fi, vreau să mă fac profesoară. Asta e visul meu, da? Acum tot depinde de mine. Andreea, chiar dacă face parte dintr-o familie cu posibilități reduse, se implică în activitățile școlare, are rezultate suficient de bune, iar la orele de educație fizică se implică foarte mult, îi place foarte mult să joace fotbal, joacă împreună cu băieții, că nu avem echipă de fete, și îi driblează până și pe băieți. Fotbalul face parte din viața ei și atunci ea încearcă mereu, chiar dacă face parte din galerie, să aducă un aport echipei care joacă. Ea îi place atacant, vă dați seama că fiind singura fată, ea joacă să fie acolo în față. Ar avea șanse să facă fotbal de performanță? Cred că da. În primul rând că îi place foarte mult și se implică în ceea ce face. Chiar astăzi discutam cu unul dintre sponsorii care ne-au ajutat la realizarea terenului și mi-au propus că să realizăm o echipă de fotbal feminin la școală la noi și el va fi sponsorul echipei. Și Andreea să fie liderul echipei. Deci de la dânsa să pornească totul. E plăcut că o văzut la copii ai lanț, la sport, la sala de sport, merge, șapiază un pic, mâine un pic, s-o împațat și e. Câți copii aveți? 5. 2 sunt măritate, au copii, sunt la casa lor. Mi-a împieștea la 3 minute. Tatăl lor le mai ajută. Le mai trimite, le... Nu am ce spun. Bine, că nu mai suntem amândoc. Cu ei mă mândresc că a fost cel mai bun din casă, la școală. Și este continuat. Numai de bine, îmi vorbesc și toți profesorii, n-am treabă. Este important pentru dumneavoastră ca fetele să aibă o școală? Da, foarte important este pentru mine. Pentru că eu n-am avut școală și eu vreau să meargă ei cât mai departe. Pentru Andreea, mă lupt să meargă cât mai departe. Vreau. Pentru că este o fată, îi merge cap, îi merge minte, are o mentalitate cel mai bun din toți copiii mei. Și n-am avut, de asta vă spun eu, n-am avut treabă cu ei la școală. Nu. Mers foarte bine și merge în continuare. Vreau să o văd cât mai departe. Însă, în școală, să termine facultate, să meargă cât mai departe. Școală. Să aibă un serviciu.